Acest atelier se cheamă Fantasy Train și este conceput pentru a călători, bineînțeles, prin intermediul informațiilor și imaginației, în culturi diferite și am ales anul acesta trei țări, Italia, Franța și Spania. Evident că ascultăm muzica lor tradițională, tarantela, muzet sau flamenco pentru Spania și este un prilej de a afla și lucruri interesante și captivante despre culturile respective, cam așa este gândit atelierul, pe un sistem modern de integrare educațională, astfel încât copiii să vadă că pot să învețe distrându-se și să facă niște conexiuni între discipline. Eu așa i-am învățat și pe copiii mei și am văzut că are rezultate acest mod de a învăța, care a fost și conceptualizat de pedagogi, nu intru în detalii. Cred că este un mod de a învăța prin joacă, ca să spunem așa mai simplu. Acest atelier, eu l-am mai susținut, acest concept și în mediul online și offline și am văzut că sunt foarte încântați copiii. Dar la Filarmonică noi am creat, de fapt, un modul, ca să spun așa, în care prima dată scriu povești pe muzică din filme cu Iulian Firac, care este autor de cărți și de articole despre cinematografie. Apoi vine acest atelier în care audiția muzicală este combinată cu elemente de cultură. Iar ultimul este educația financiară, arta inteligenței financiare, pentru că nu putem nici să călătorim și nici să scriem povești dacă nu avem resurse. Și în acest fel am creat un concept complet aici la Filarmonica Oltenia, pornind de la muzică. Ați venit cu un bagaj voluminos pentru rolul pe care îl aveți astăzi. Cu ce bagaj de pleacă ei? Bagajul lor va fi că vor ști ce înseamnă muzica tradițională a fiecărui popor, ce importanță are această muzică, pentru că de acolo se dezvoltă, de fapt, muzica acelei culturi și elementele respective, dar mai ales eu vreau să le induc plăcerea de a învăța fără să se forțeze și fără să perceapă ca pe un efort, ca pe o corvoadă acest proces. Adică studiul poate fi distractiv. Din ce v-ați dat seama, nu e o corvoadă pentru ei. Aici, la atelierele noastre, niciodată nu este o corvoadă, dar este normal pentru că vorbim de educație non-formală, de alte criterii și tocmai de aceea educația non-formală vine să completeze educația formală și eu cred că este foarte bun acest lucru. Nu este prima ediție. Înțeleg că a mai fost și anul trecut. Va căpăta o continuitate, va avea... Da, noi avem această componentă ca instituție cu responsabilitate socială, instituție bugetară, să ne adresăm tuturor categoriilor de vârstă și evident că nu neglijăm viitorii melomani, nu numai pentru că ne place să vedem sala plină, dar pentru că ne place să avem niște tineri educați. Și vrem să fim o Craiovă puternică din acest punct de vedere.